Hei, bună, bună, dragii mei. Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Lumberjack Dynasty. Dragii mei, astăzi e o zi destul de mărișoare pentru noi și asta pentru că va trebui să ne ocupăm de gater. Da, dragii mei, am primit gaterul și toate acestea după ce am finalizat construcția în mica noastră, hai să zicem, fermă, deși nu e chiar o fermă. Am reparat tot ce se putea repara. Bine, mai trebuie unele retușuri făcute aici colo, dar în principiu suntem ok cu toată treaba pe aici. Așa că am primit o nouă misiune și anume aceea de a ne repara gaterul și a îi da drumul. Practic avem mână liberă să putem să fabricăm, să, nu știu, să vindem, să cumpărăm și așa mai departe tot ce e necesar la un gater. Hai să dăm drumul să vedem mai exact despre ce reparații este vorba și mai mult decât atât să vedem dacă într-adevăr fabricuța aia pornește, dacă, na, ați văzut și voi că sunt tot felul de chestii pe acolo, ne interesează să putem să ne facem treaba. Mergem cu mașina în caz că e posibil să avem nevoie de chestii pe acolo. Hai să dăm drumul și la porți. Ok. Mașina asta pare un pic arăcioasă, dar ok, nu vine vreo mașină. Nu-i departe gaterul, dar mai bine cu mașina. Hai să vedem unde parcăm scula asta. Uite, hai să o lăsăm aici. Op. A, ba, nu, s-ar putea să ne încurce. S-ar putea să ne încurce, văd că s-ar putea să trebuiască să punem schelă pe aici. Hai să o punem în altă parte. Uite aici, hai să o punem. Ok. E bine așa. Stă un pic pe o parte, dar Ia uite cât a intrat în pământ. Poate rămân aici, nu mai pot să ies. Uite, vezi, texturile astea îmi plac. Sunt ok. Bun. Deci, aici e 20 de metri, aici e epicentru. Ce scoate, mă? A început să meargă așa din senin. Se deschid că merg eu pe aici. O, da! O, da! Aici cred că trebuie să pun ceva cu timpul. Ok, bun. Văd că e nevoie de reparații belea pe aici. Ia să vedem noi. Ia uite ce e aici. Hai să ne ocupăm prima dată de fabricuța asta. Să vedem dacă reușim să o rezolvăm în totalitate. Și după aceea mai vedem noi. Nu mai știu lemnul. Cred că a urcat în partea opusă. Aici a venit tot lemnul. Păi atunci hai să facem aici întâi și după aceea lăsăm aici. Pentru că văd că asta e pentru store wood chips. Da, bun, pentru așchi. Deci hai să o facem pe asta, că aici a venit lemnul și după aceea vedem noi restul. Hai să facem aici, pac. Prindem două bolțuri și aici. E destul de interesant jocul, sincer să fiu. Hop. Avem și aici la acoperiș. Ia uite, mă. A, e pe interior acolo. Păi și cum ajung acolo? Pardon. E de la bere. Ok, să nu cad jos. Văd o scară acolo. Bun, hai să vedem dacă mai avem aici pe partea asta. Uite, mai e aici. Oh. Și după aceea ne întoarcem pe partea cealaltă. Bun. Ok, o să ne urcăm și pe acoperiș cu siguranță. Hai să reparăm tot ce se poate de jos și după aceea vedem pe acoperiș. Ok, aici nimic, uite aici. Bă, trebuie să facem reparațiile astea, nu avem ce să facem. Dacă vă plictisiți, puneți-vă o muzică pe fundal acolo. Ideea e
că nu are cine să facă toată treaba asta și dacă tot m-am ocupat eu zic să o facem cum trebuie, ca la carte. Mie de obicei îmi place să fac treaba exemplar, pentru că, ia uite bă, stai să ne urcăm pe aici, așa. Practic, e o garanție că mai am o șansă și în altă viață să lucrez cu oameni. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Ok, hai să-l punem și aici. Oh, aici sus, înțeleg că pot. Așa. Gata, bă, băiatule, altă viață, vezi? Hai să vedem și aici. Fac în zona asta pentru că vreau efectiv să dau drumul la gater. Știți că lemne avem, tot am tăiat, tot am băgat pe aici lemne. Și asta mă interesează cel mai mult. Să dau drumul la toată treaba pe aici. Ok, hai că am mers. Hai să vedem. Putem să sărim aici? Mamă, nu putem. Hop, nu putem. Acolo cred că o să facem din interior. Cred că așa e cel mai bine. Nu putem să urcăm. Hai să încercăm din interior. Hai să facem și laterala asta aici. Și încercăm să facem din interior. Ok. Și mai era o scândură aici. Și cam asta e, aici, pe partea asta. Hai să intrăm înăuntru. Bun. Avem câteva grinzi, asta înseamnă că trebuie să ne urcăm sus. Ok, și schelă pot să pun eu aici. S-ar putea să pot, s-ar putea să nu. Apropo, am văzut că cineva mi-a lăsat un comentariu și îmi spunea că merge să pun acolo schelă. Și totuși, am intrat înăuntru și am încercat. Și da, a mers. În felul ăla am terminat reparațiile. Deci, hai să vedem dacă putem să punem schelă. Stai. A mers. A mers, a mers, a mers. Mai merge undeva schelă? Nu mai merge. Nu mai merge. Hai să ne urcăm sus. Aici nu știu dacă o să meargă, dar în fine, o să vedem. Pe aici e totul. Hai să punem și aici. Mamă, câtă treabă e și aici. Bă, băiatule, bă. Mi se nu cad jos, știi? Ce zic? Nu pot. Acolo nu pot. Bun. Grinda. Nici aici, nici aici. Da, hai să coborâm jos. Hop. Scândurică, două, trei. Mai e și aici ceva. Să ne prindem urechile pe aici, zic. Bun, hai să vedem, să urcăm sus. Păi nu prea pot. Nu prea pot să urc sus. A, ba da, uite. O, am căzut. Stai. Stai așa un pic. Mama, am rămas înțepenit aici. Nu se poate. Am rămas înțepenit. Vine să cred, am rămas înțepenit. What the hell? Ce zici? Băi, ești nebun? Am rămas înțepenit aici. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva.
What the fuck? Ce mă fac? Ce mă fac? Nu pot să ies. Nu pot să ies, incredibil. E gata, m-am... Bă, dar cum am căzut eu aici, mă? Cum am sărit așa de tare după gardul ăsta? Caput. Se fini. Bă, dacă ați pățit așa ceva, spuneți și mie cum ați rezolvat problema. Ne oprim aici. Nu știu ce să fac. M-am blocat. Efectiv m-am blocat. Ne întâlnim data viitoare. Aștept comentariile voastre, un like și de ce nu și un share. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, numai bine. La revedere!